Charles Spurgeon, un foarte renumit și cunoscut baptist, numit de mulți prințul predicatorilor baptiști. Dacă vizitați vreodată Bucureștiul, printre alte obiective, puteți vizita și seminarul baptist. Și dacă intrați în capela seminarului baptist, există un perete în fața capelei unde sunt portrete, poze a diversilor baptiști care au venit înaintea noastră. Și printre ele, cel mai mare portret în centru acestui zid de istorie, perete plin de istorie în fotografii, este chipul lui Charles Spurgeon, un baptist. Spurgeon spunea la un moment dat, toți ne naștem arminieni. Probabil că nu înțelegem ce vrea ca să spună Spurgeon prin asta, mai ales dacă nu suntem familiari cu aceste sisteme teologice, cu acest termen. Ca să încerc să clarific, vreau ca să vă dau un citat din partea lui Arminius, care este cel după care este numit acest sistem teologic. Arminius spune la un moment dat în felul următor: mă veți întreba ce anume realizează libera voință. Voi răspunde concis: mântuie. Eliminați libera voință și nu mai rămâne nimic care să fie mântuit. Vedeți, fiecare om, vrea să spună Spurgeon prin această simplă enunțare, se naște cu instinctul de a-și afirma autonomia sa, de a-și afirma libertatea sa. Este moștenirea care am primit-o de la primii noștri părinți, de la Adam și Eva, care s-au emancipat de sub autoritatea lui Dumnezeu. Realitatea aceasta că omul își dorește ca să fie autonom, își dorește ca să fie liber, cu adevărat liber de orice constrângere. Și că moștenirea aceasta există în mădularele noastre, se vede atunci când ne uităm la cei mai mici dintre noi. Cine i-a învățat această teologie? Și totuși, de la cea mai fragedă vârstă, copilul vrea el să fie independent. Vrea el să decidă. Vrea el să hotărească. Când îi spui ce este bine și ce este rău, el spune de ce? Și nu sunt de acord. Și nu e așa. Vedeți? Sistemul acesta teologic al liberei voințe, a autonomiei față de Dumnezeu, se găsește în celulele noastre. Nu trebuie ca să ne învețe nimeni aceste erezii. Ele sunt prezente în noi prin naștere. De altfel, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce a fost așa un lucru de diabolic pentru Adam și Eva să ajungă să cunoască binele și răul. Păi zice, n-ai vrea să cunoști binele și răul? N-ai zice că este un lucru demonic? N-ai zice că este un lucru diabolic? De ce a fost un lucru chiar așa de rău și o răzvrătire chiar așa de mare ca acești oameni, primii care au fost creați, să dorească să cunoască binele și răul? Pentru că Dumnezeu era cunoașterea binelui și răului pentru Adam și Eva. Pentru că ei știau întotdeauna ce este bine și ce este rău. Ceea ce Dumnezeu spunea că este bine, era cu siguranță bine. Și ceea ce Dumnezeu le spunea că este rău, era cu siguranță rău. Și în momentul în care ei au luat acest pas ca să nu mai fie dependenți de autoritatea lui Dumnezeu în cunoașterea binelui și a răului, ei au declarat emanciparea lor față de Dumnezeu. Vrem noi să hotărâm ce este bine și ce este rău. Vrem noi să știm din propria ființă ce este moral și ce este imoral. Nu vreau să mi se spună de la Creatorul meu, vreau eu să știu și vreau eu să hotărăsc. În acel moment s-au emancipat de la autoritatea lui Dumnezeu, care este sursa bunătății și sursa cunoștinței a ceea ce înseamnă bine și ceea ce înseamnă rău. Și au ajuns sub autoritatea celuia care este întruparea, dacă vrem să vorbim așa, este închipuirea răului. Vedeți, omul a avut doar o clipă în care a fost într-adevăr echidistant față de bine și față de rău.
în care a putut să aleagă cui vrea să slujească, în care a putut să decidă dacă va asculta de voia lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă va fi rob al satanei. Și în acel moment, când omul a hotărât că nu mai vrea stăpânirea lui Dumnezeu, nu mai vrea autoritatea lui Dumnezeu, nu mai vrea ca el să fie sursa cunoașterii a binele și a răului, omul n-a devenit autonom și n-a devenit independent, ci a devenit un rob și un sclav al satanei și al păcatului care a intrat în lume prin acea decizie. În noi există această dorință ca să fim autonomi, ca să fim cu adevărat independenți. Și nu este nimic mai devastator omului păcătos decât mesajul că el nu este autodeterminant, că el nu este autonom și că el nu este liber în sensul absolut, că el nu poate decide ce este bine și ce este rău. Oricât de mult spune omul că el consideră un lucru bun, dacă Dumnezeu spune că este rău, acel lucru rămâne rău. Ironia este că și omul păcătos, până la urmă, știe că acel lucru este rău. Știe că acel lucru merge împotriva bunătății lui Dumnezeu. Mesajul Evangheliei are ca și fundament acest adevăr. Acest adevăr că Dumnezeu ne-a creat pentru slava sa, iar noi ne-am răzvrătit împotriva lui. Și ca atare, din cauza acestei răzvrătiri, din cauza acestei dorințe de a fi liber de Dumnezeu, de a hotărâ noi ce este bine pentru noi, ne aflăm fiecare dintre noi, toată omenirea se află din acel moment, după cădere, sub condamnarea divină. Și Biblia spune că suntem morți în păcatele noastre, suntem robi ai păcatului, copii ai mâniei și fii ai satanei. Vedeți, satana i-a mințit pe Adam și Eva în acel moment în grădină. Le-a spus că vor fi ca și Dumnezeu. Și am devenit ca și el, ca și satana. În această stare de moarte spirituală, nici măcar un om nu-l caută pe Dumnezeu. Primul instinct al lui Adam și al lui Eva în grădina Edenului care a fost? Să fugă. N-a fost să alerge la Dumnezeu și să zică: Doamne, am căzut! Am păcătuit! Doamne, am păcătuit, dar înțeleg acum ce este într-adevăr bine și rău. Înțeleg că Tu ești binele suprem. Doamne, Te rog, vreau să stau de vorbă cu Tine. Nu. Au alergat departe de fața lui Dumnezeu. Nici măcar unul nu poate de la sine, prin propriile puteri, înțelege mesajul Evangheliei. Pentru că lucrurile duhovnicești trebuie înțelese duhovnicești, ne spune Sfânta Scriptură. Și nici măcar unul nu se supune legii lui Dumnezeu. Ba mai mult, spune Scriptura, nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Suntem incapabili de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Biblia nu ne portretizează absolut nicăieri ca și fiind neutri sau liberi sau autonomi înaintea lui Dumnezeu, ci ca și fiind pierduți, ba mai mult ca și fiind răzvrătiți și dușmani a lui Dumnezeu. Suntem într-un război împotriva lui Dumnezeu, care proclamă din ceruri, prin creația lui, prin cuvântul său, prin profeții care i-a trimis să ne vestească cuvântul său, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a întrupat și este revelația supremă a lui Dumnezeu, El proclamă că El este suveran peste noi și că noi avem datoria să ne supunem Lui. Și omenirea, prin tot ceea ce face, își întoarce spatele la Dumnezeu și spune: nu vreau să am de-a face cu un asemenea Dumnezeu. Suntem sclavi ale acelei dușmănii din pricina păcatului nostru. Păcatul este foarte interesant și reacția care o provoacă păcatul. Ați avut vreodată momente în viața voastră când v-ați propus ca să nu aveți o reacție?
Mie mi se întâmplă, de exemplu, când știu că urmează să mă întâlnesc cu cineva și să discut o problemă în care suntem contrari. Și îmi propun, înainte ca să intru în discuție, înainte să plec de acasă, n-am să reacționez, n-am să strig, n-am să-mi ridic glasul, n-am să mă mâni, am să fiu calm. Și mă duc și începe discuția și ieși o prostie pe gura celui cu care discut și într-o dată izbucnesc. Cum ai putut să spui așa ceva? Și stai, dar n-am zis că nu o să fac asta. Și iară mai continuă discuția și iară mă mâni și iară mă mustru și iară mă mâni și iară mă mustru. De ce? Pentru că firea mea mă trage înapoi la acele instincte. Așa și omul, care este până la urmă într-un fel cercetat, când vede natura din jurul lui și își pune întrebarea, de unde au apărut toate acestea? Și de ce sunt eu o făptură așa de minunată și nu sunt un câine sau un microb? Dar vine firea și spune, nu. Nu, pentru că dacă eu sunt o făptură minunată, creată de un creator minunat, el are drepturi asupra mea, el are pretenții de la mine. Omul când citește Sfânta Scriptură și citește despre acest creator minunat, despre acest Dumnezeu, și chiar rațional vorbind, înțelege că el este îndatorat față de cel care l-a creat. Și vine firea și parcă împotriva voinței lui îl răsucește pe om și omul nu poate să nu reacționeze. Pentru că nu putem reacționa și nu putem acționa doar în conformitate cu ceea ce suntem. Doar în conformitate cu ceea ce suntem. În ciuda dușmăniei noastre cu Dumnezeu, este Dumnezeu cel care ne mântuie de sub dreapta mânie și condamnare a sfințeniei sale. El este cel care ne mântuie. El este cel care intervine. Noi suntem mântuiți de la mânia lui Dumnezeu, suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu și suntem mântuiți pentru slava lui Dumnezeu. Mântuirea este în primul rând despre Dumnezeu. El este autorul mântuirii și El este Cel care are toată slava pentru mântuirea care ne-o dă în dar. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să trăiască o viață perfectă, să moară în locul celor credincioși și să învie din morți. Înălțându-se la dreapta Tatălui, îndemijlocește pentru biserica Lui până la întoarcerea Sa. Și în acest act de dragoste a lui Dumnezeu, Hristos a luat asupra Lui păcatele celor răscumpărați de El și le dă în schimb neprihănirea Sa, fără ca ei să facă ceva să merite acest dar. Fără ca ei să facă ceva ca să-L impună lui Dumnezeu ca El să ia această acțiune. Biblia ne arată că această mântuire este una care Dumnezeu o realizează în ciuda respingerii noastre. Nu în colaborare cu noi. Noi eram morți, noi eram dușmani, noi eram fii ai mâniei, noi eram copii ai satanei și în ciuda acestor fapte Dumnezeu alege să mântuie. Noi am fugit de la fața lui Dumnezeu și am respins autoritatea și dragostea Lui. Dar El, în dragostea Sa suverană, ne-a copleșit rebeliunea noastră, ne-a cucerit împotrivirea noastră. Dacă îmi permite să folosesc acest limbaj, ne-a sedus inima noastră care era împietrită față de El. Și ne-a adus la viață prin moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Această tendință de a apăra, între ghilimele, libertatea omului, chiar cu prețul suveranității lui Dumnezeu, nu este ceva nou. Înainte ca să o întâmpine Spurgeon, au întâmpinat-o adevărații credincioși din fiecare generație. Numai departe trebuie ca să mergem cu gândul la Apostolul Pavel. Dacă mergem în Cartea Romani, după ce Pavel își desfășoară argumentul său magnific în această epistolă și afirmă cu toată forța posibilă mântuirea suverană a lui Dumnezeu, interlocutorul imaginar al lui Pavel vine cu o întrebare.
Și de parcă ar vorbi Arminius aici, atunci, zice interlocutorul, de ce mai acuză, de ce mai bagă de vină? Căci cine se poate împotrivi voii lui? Interlocutorul înțelege foarte clar poziția lui Pavel. Interlocutorul înțelege foarte clar că omul este mort în păcatele lui. Că toți l-au respins pe Dumnezeu. Că omul este incapabil ca să ia, așa cum se zice, am auzit zicând, tu iei un pas înspre Dumnezeu și el ia restul înspre tine. Interlocutorul lui Pavel înțelege că omul este într-o stare de incapacitate totală. Ba mai mult, este într-o stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și împotriva harului lui Dumnezeu. Și că este Dumnezeu, în dragostea lui suverană, care alege ca în ciuda acestei răzvrătiri să mântuie. Sau să nu mântuie. Și interlocutorul vine și pune întrebarea, de ce atunci mai bagă de vină? Dacă oricum Dumnezeu face tot ceea ce vrea El. Apropo, dacă răspunsul la această întrebare care o pune interlocutorul lui Pavel ar fi, oricine se poate opune voiei lui Dumnezeu? Oricine. Pavel ar fi un schizofrenic. Vă dați seama? Pavel ar pune o întrebare fără sens. Da? Interlocutorul întreabă pe Pavel cine se poate opune, pentru că răspunsul corect este nimeni nu se poate opune voiei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mântuie pe cine vrea El, cum vrea El, când vrea El și nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu și să întrebe de ce. Pavel nici măcar nu justifică întrebarea cu un răspuns sau cu apologie. El pur și simplu ripostează și spune, cine ești tu, omule? Cine ești tu, lutul, ca să spui olarului ce poate face el? Vedeți, deși interlocutorul lui Pavel înțelege la mod intelectual că el este demn și că merită mânia și pedeapsa lui Dumnezeu, la nivel sentimental, nu poate accepta un asemenea Dumnezeu. La nivel sentimental, interlocutorul lui Pavel spune, cine să crede Dumnezeu ca să mă judece pe mine? Cum își permite El ca să facă din om ce vrea El? Înțeleg că tu spui că omul merită doar iadul și că orice primește care nu este iad este doar prin harul lui Dumnezeu. Dar vorba americanului, it's not fair. Nu este drept. Drept ar fi ca Dumnezeu să ne fi trimis pe toți în iad. Drept ar fi ca să fim acum în iad și să nu ai nici măcar șansa ca să auzi mesajul Evangheliei predicat. Ultimul lucru care omenire căzută în păcat ar trebui să-și dorească este dreptatea lui Dumnezeu. Ultimul lucru. Această tendință naturală, de altfel păcătoasă, a adus multe biserici și multe mișcări evanghelice, care de altfel unele au pornit bine, în eroare teologică și chiar în erezie. Mă uitam ieri pe Google, au un proiect foarte interesant, îi zice Google Books. Cei de la Google, care este un motor de căutare foarte bine cunoscut, au luat din 1500 încoace toate cărțile care sunt disponibile și le-au scanat. Și le-au pus în format digital, încât tu să poți să mergi pe internet și să cauți după cuvinte, cheie, după termeni, din orice carte aproximativ, care a fost publicată din 1500 încoace. Și unul dintre lucrurile care îți permit ei să faci prin acest motor de căutare este să introduci un termen și, dincolo de a-ți arăta toate cărțile în care apare acest termen, să-ți arate o grafică în timp, în ani de zile, despre felul în care termenul acesta este folosit, frecvența termenului în cărți, da? Începând cu 1500 până la timpul prezent. De exemplu, dacă ne uităm la cuvinte gen erezie, din 1500 vedem o creștere stabilă, cam până în anii 1850, a termenului erezie. Oamenii scriau despre erezii. Din 1850 este o descendență din ce în ce mai abruptă până în ziua de astăzi, în care aproape nu-i pomenit termenul erezie.
Să mai vorbești despre erezie, da? Știți ce este interesant? Este același grafic aproximativ când se vorbește despre cuvântul păcat. De 1500, o creștere stabilă a ceea ce înseamnă cărți scrise cu termenul păcat în ele, care conțin termenul păcat. Și în 1850 încolo, din ce în ce mai puțin, creșteri spontane când sunt anumite evenimente istorice care îl face pe un să gândească la asemenea lucruri. De exemplu, la al doilea război mondial, dintr-o dată lumea e interesată să citească cărți despre păcat, despre iad, despre rai, despre credință și după aia iară cum lucrurile merg bine. În ziua de astăzi, în literatura care este publicată astăzi, care ca și volum se publică mult mai multe cărți, cuvinte precum păcat sunt aproape inexistente în comparație cu ceea ce era acum 500 de ani. Oamenii nu mai vor ca să audă de adevăr, de erezie, de teologie, dar nu mai vor ca să audă nici de păcat, nici de har, nici de mântuire. Oamenii nu mai vor să audă de Dumnezeu. În săptămânile care au trecut, ne-am uitat la erorile teologice prezente în câteva dintre cultele sau religiile din jurul nostru, care se consideră creștine, chiar și evanghelice, unele dintre ele. Ne-am uitat, de exemplu, la Marturile Iehova, la Mișcarea Abrahamistă, la Mișcarea Pentecostală. În această dimineață și seară, poate și duminica viitoare, pentru că tot îmi scriu notițe și nu termin, aș vrea să ne uităm la cultul baptist din România. Ne apropiem, dacă vrem să spunem așa, cultic vorbind, de Sfânta Sfintelor. Mă, frate, te-ai legat de penticostale, aia au fost destul de grav. Dar chiar baptiștii? Baptiștii sunt cei mai apropiați de Scriptură. Baptiștii, cu siguranță ar fi multe de discutat despre crezul și practica baptistă din România. Odată am fost întrebat de Paul Negruț să-i spun cu ce nu sunt de acord din crezul și practica baptistă. S-ar putea scrie o carte pe această temă și când voi avea timp, poate să o scriu. Poate ar fi o carte de câteva volume cu ce Biblia n-ar fi de acord din crezul și practica baptistă din România. Dar în această dimineață vreau să ne focalizăm și în această dupămasă pe două aspecte deficiente din crezul baptist care sunt deosebit de periculoase și din care decurg multe dintre efectele și dintre implicațiile a erorilor care există în cadrul cultului baptist. Și cele două sunt acestea. O înțelegere greșită, sau cel puțin superficială, a căderii omului în păcat și a ceea ce s-a întâmplat atunci când omul a căzut în păcat, a ceea ce sunt consecințele căderii în păcat și, în al doilea rând, o înțelegere greșită a mântuirii prin credință și a nașterii din nou. Pentru a fi foarte clari și conciși, ne vom referi exclusiv la mărturisirea de credință și la statutul cultului baptist. Cultul baptist, în secțiunea 2, articolul 3 din statutul său, spune în felul următor. Cultul creștin baptist din România formează o unitate atât din punct de vedere doctrinar, cât și organizatoric. Altfel spus, dacă ești baptist în România, ești obligat prin însăși organizarea lor, să creze aceste lucruri. Dacă cineva vrea să spună că aceste lucruri nu sunt crezute, ar trebui ca să schimbe documentele după care cei care sunt chemați să învețe Scriptura sunt judecați atunci când expun Scriptura. Statutul cultului baptist spune că toți baptiștii trebuie ca să aibă o credință unitară. Și acea credință este expusă în mărturisirea de credință. Asta este scopul unui mărturisire de credință. Mărturisirea de credință nu are scopul ca să înlocuiască Scriptura. Mărturisirea de credință este felul în care noi spunem oamenilor ce am înțeles din Scriptură. A spune că noi credem Scriptura este bine, dar ce credem din ea? Ce credem că am cunoscut din ea? Cum putem exprima ceea ce noi am citit în ea? Este foarte important ca să avem o exprimare a ceea ce credem în termeni conciși și clari. În ziua de astăzi, mai ales în România, este un lucru aproape de negăsit să intri, de exemplu, pe site-ul unei biserici și să fie o rubrică în care să exprime ceea ce cred dincolo de două, trei propoziții. Noi credem într-un Dumnezeu, noi credem în
Mântuire, noi credem în rai și în iad. Poate că scrie și în iad. Mai nou nu sunt prea pomenești despre iad. Nu este normal. Este doar onest și corect ca să ne expunem crezul nostru, ca el să poată fi analizat de oricine, oriunde. Haideți să privim mai întâi ce spune mărturisirea de credință a cultului baptist, după care vom încerca ca să ne uităm la ceea ce spune Scriptura. Două, trei rubrici importante. În primul rând, despre om. Mărturisirea spune în felul următor. Noi credem și mărturisim că omul e creat de Dumnezeu. Trupul omului, partea materială, e făcut din țărână. Iar natura spirituală a omului e din Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om fără prihană, perfect, dar nu desăvârșit, cu voință liberă de a alege binele sau rău. Nu înțeleg exact ce vrea să însemne sintagma perfect, dar nu desăvârșit, dar sărim peste acest lucru și vedem că mărturisirea identifică în mod corect că omul a fost creat cu voință liberă de a alege binele sau rău. Dar Adam și cu Eva au avut această voință liberă. Dacă nu o aveau, nu puteau să aleagă. Corect? Întrebarea este dacă omul rămâne cu această voință liberă. Ce se întâmplă după cădere? Mărturisirea continuă. Prin căderea în păcat, omul a căzut sub blestem și a devenit incapabil de a trăi voia lui Dumnezeu. Prin nașterea firească, fiecare moștenește sămânța păcatului. Înclinarea spre rău, firea păcătoasă. Cam atât spune despre cădere, dar aș preciza că este extrem de neclar, extrem de vag și extrem de insuficient. Incapabil de a trăi voia lui Dumnezeu, ne duce cu gândul la o doctrină amplă a depravării totale versus înclinarea doar spre rău sau sămânța păcatului. Mărturisirea nu este explicită în ceea ce înseamnă efectul căderii în păcat. Omul, fiind ființă liberă, e răspunzător înaintea lui Dumnezeu de toate faptele, de vorbele și de gândurile sale. Toți oamenii trebuie să moară, iar după moarte urmează judecata și răsplătirea veșnică. Subliniez. Omul, fiind ființă liberă, mărturisirea începe și deslușește ce vrea să spună. Omul a rămas ființă liberă. Chiar dacă a căzut în păcat, chiar dacă este sub condamnarea păcatului, chiar dacă moștenește sămânța păcatului, chiar dacă moștenește înclinarea spre rău și firea păcătoasă, omul este ființă liberă. E important de înțeles acest aspect al teologiei arminiene și semipelagiene. În conceptul lor, dacă omul este depravat total, în termenii reformați teologic, atunci el nu are cum să fie responsabil. Dacă omul s-a născut așa și nu poate să fie altcumva, el n-are cum să fie culpabil după gândirea celor care afirmă asemenea teologie. Vă dau un exemplu de felul în care argumentul acesta se lansează în cercuri necredincioase. Aceeași filosofie, da? În disputa și discuția care se întâmplă, de exemplu, între creștini și alți oameni cu o înclinație morală similară și comunitatea homosexuală, veți auzi argumentul acesta. Dacă ne-am născut așa, cu ce suntem de vină? Ce răspuns ca și creștini? Da, într-adevăr, e ceva care nu este sub controlul tău. Înclinațiile astea, poftele astea, năravurile astea, te-ai născut așa. Într-adevăr, nu vei fi judecat pentru lucrurile acestea. Pentru că nu ești liber. Dinăuntru tău ești constrâns. Așa vom răspunde. Așa răspunde un baptist din România. Nu. Ar spune, auzi, și eu, dacă e corect biblic, și eu m-am născut în robii de păcat. Cum tu ai porniri homosexuale păcătoase, eu am porniri heterosexuale păcătoase. Cum tu ai dorința și tendința să păcătuiești cu un alt bărbat, și eu am tendința să păcătuiesc cu o altă femeie. Și eu sunt condamnat pentru tendințele acelea și dorințele acelea. Pentru că deși m-am născut cu ele, sunt ale mele.
și sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar vestea bună, am continuat, este că nu trebuie să fii înrobit. Este că există iertare. Că există o soluție pentru păcatul care este parte din ființa ta. Vedeți, în concepția acestei teologii, omul trebuie să fie o ființă liberă, absolut liberă, ca să fie răspunzător înaintea lui Dumnezeu. Aceasta însă nu este o obiecție teologică, cât este o obiecție filosofică. Biblia nu spune acest adevăr. Biblia spune că omul care a căzut în păcat prin Adam este responsabil în fața lui Dumnezeu pentru păcatul lui. Chiar dacă este născut în păcat. Chiar dacă este incapabil ca să facă binele. Chiar dacă tendințele lui, inclinația lui, gândurile lui sunt toate îndreptate spre rău. Acum, se poate avea un argument pur filosofic despre dacă asta e drept sau nu-i drept, da? Dar nu este un argument teologic aici. Biblia ne spune ce este drept și ce nu este drept. Și dreptul este definit în termeni în care Dumnezeu hotărăște să definească dreptul. Altfel spus, Dumnezeu este dreptate. Și oricâtă filosofie ai face, n-are nicio valoare în fața unui Dumnezeu care îți spune ce este drept și nedrept. Pentru cei care aderă la această teologie, un Dumnezeu care condamnă un om, fără ca acel om să aibă o șansă egală să aleagă între bine și rău, este total dezgustător sensibilităților lor umaniste. Cum poate Dumnezeu să-l condamne pentru păcatele lui dacă s-a născut așa? Dar repet, problema este una filosofică pentru ei și nu teologică. 2. Despre păcat. Mărturisirea cultului baptist spune: noi credem și mărturisim că omul, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, pentru preamărirea sa și o viață fericită în el, a fost ademenit de diavol, devenind neascultător de porunca lui Dumnezeu și astfel a intrat în lume păcatul și blestemul. Păcatul e lipsa de conformitate față de legea morală a lui Dumnezeu, fie într-o acțiune, dispoziție sau atitudine. După care urmează doar două titluri, fără vreo explicație, decât citate din Biblie. Unul este universalitatea păcatului și anume spune: toți oamenii sunt păcătoși. Și doi, consecința păcatului și spune: moartea spirituală. Asta este tot ceea ce vrea cultul baptist să ne comunice că crede despre păcat. Nu este suficient. E de necrezut că cineva are impresia că aceasta este o expunere suficientă asupra doctrinei păcatului. E fără scuză. Adevărul este că după ce citești așa ceva, nici măcar nu pleci cu impresia că ai nevoie să fii mântuit de ceva. Lucrurile pentru mine sună cam așa. Adam a fost liber și a păcătuit. Noi suntem liberi și păcătuim. Soluția este simplă: să nu mai păcătuim. Cam atât înțeleg de aici. El a fost liber și a ales greșit. Tu ești liber și alegi greșit, nu mai alege greșit și problema s-a rezolvat. Vedeți? Când nu înțelegem corect învățătura biblică despre păcat, despre starea omului căzut în păcat, toată Evanghelia devine alterată. Omul nu mai se simte incapabil să facă ceva înaintea lui Dumnezeu. Omul nu se mai simte condamnat de mânia lui Dumnezeu. Omul nu se mai simte la pământ și la mila și dragostea lui Dumnezeu. Omul simte că pur și simplu trebuie ca să ia o decizie. Și totul se poate rezolva. Pentru că totul se rezumă la faptul că Adam a luat o greșită incorrectă și că tu trebuie să iei o decizie corectă. Biblia nu prezintă lucrurile în felul acesta. 3. Despre mântuire. Noi credem și mărturisim că mântuirea este scăparea omului de sub urmările călcării legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului și cu faptele făcute de el. Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate spăla de păcatele sale, nu se poate dezvinovăți și nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru păcat. Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu,
Ea este un har care ni se dă gratuit, fără să o merităm. Și faptele bune sunt roade ale mântuirii. Până aici nu putem comenta. Mijlocul de mântuire este Domnul Iisus, care a fost răstignit în locul nostru. Această mântuire săvârșită pe cruce, care se poate primi în mod gratuit, este pentru toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate sau clasă socială. Pentru ca omul păcătos să se poată bucura de această mântuire, el trebuie să îndeplinească două condiții, pocăința și credința. Ele sunt totdeauna nedespărțite. Pocăința înseamnă recunoașterea păcatului, părerea de rău pentru el și părăsirea lui și mărturisirea lui în fața lui Dumnezeu, adică întoarcerea la Dumnezeu. Credința înseamnă primirea de către păcătos a harului divin pe care îl oferă Dumnezeu în Hristos spre mântuire și viață veșnică. Lăsând deoparte cât de insuficient este și această expunere asupra doctrinei mântuirii, prima întrebare care trebuie să ne opunem este: cum? Cum poate să creadă și să pocăiască un om? Cum ajunge el să fie capabil să facă acest lucru? Vedeți? Această întrebare, cum poate un om să creadă? Cum poate un om să se pocăiască? Nici măcar nu este pomenită în cursul argumentului expus în această mărturisire. Este de la sine înțeles că omul are în sine capacitatea de a face aceste lucruri. Că el poate să creadă. Că el poate să se pocăiască. Și că asta va genera sau va rezulta în mântuirea oferită în dar. Ca rezultat al pocăinței și al credinței omului. În Biblie, lucrurile nu sunt prezentate așa. Oamenii care se confruntă cu această problemă se află într-o dilemă imposibilă. Și oameni precum Nicodim interoghează pe Domnul Iisus Hristos și tot întreabă: dar cum se poate așa ceva? Cum se poate că omul n-are cum să facă așa ceva? Biblia ne învață că pocăința și credința sunt și ele doar prin harul lui Dumnezeu. Că ele sunt daruri care Dumnezeu le dă în mod suveran cui vrea El. Pentru că de la sine nimeni nu crede și nimeni nu se pocăiește. Apostolul Pavel ne spune că nouă ni s-a dat harul să credem, darul nemeritat să credem și să și suferim pentru El. Apostolul Pavel ne spune că prin har ați fost mântuiți, prin credință. Această repetiție deja ne arată că cele două sunt bine închegate, bine strânse împreună, dacă nu de fapt el vrea ca să spună același lucru. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta, credința, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința și pocăința sunt daruri divine care Dumnezeu le dă în mod suveran și gratuit. Nu este ceea ce tu faci ca Dumnezeu să răspundă cu mântuirea. Domnul Iisus Hristos, în Matei 11, după ce ceartă cetățile pentru necredința lor, înalță glasul spre cer și spune: te laud, Tată, pentru că ai ascuns aceste lucruri de la cei înțelepți și le-ai descoperit aceștior copilași. Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea ta. O asemenea rugăciune este neconceput în teologia unor oameni care spune că Dumnezeu s-a descoperit în mod egal față de toți și stă la latitudinea tuturor să se pocăiască și să creadă în mod egal. Hristos se uită la cetăți, plânge pentru ele și spune: sunteți sub condamnare pentru că nu credeți. Și în același timp îl laudă pe Dumnezeu și spune: Tată, te laud pentru că nu le-ai dat lor, dar copilașilor, adică copiilor lui Hristos, copilașii lui Dumnezeu, noi. Ai găsit cu plăcere să le dai această credință. Nașterea din nou. Mărturisirea spune: noi credem și mărturisim că nașterea din nou e regenerarea vieții, înzrestrându-ne cu o dispoziție și o atitudine duhovnicească sfântă. Ea cuprinde întreg caracterul, intelectul, sentimentul și voința.
N-am înțeles de ce voința trebuie reînnoită dacă ea nu-i decăzută. N-am înțeles de ce ea trebuie născută din nou dacă ea este capabilă de la sine să aleagă binele. Astfel, fiecare păcătos, pentru a deveni un adevărat credincios, trebuie să fie născut din nou. Formulând corect, trebuie să fie născut din nou, după care urmează Ioan 3:7, citat incorrect din Dumitru Cornilescu, trebuie să vă nașteți din nou. Cei de la Seminarul Baptist și cei de la Emanuel știu că textul spune trebuie să fiți născuți din nou. Faptul că cunosc limba greacă este evident că atunci când vorbesc despre biserică și despre doctrina biserică, fac o explicație foarte frumoasă a ceea ce înseamnă cuvântul eclesia. Și consideră corect ca să folosească terminologie grecească să explice un concept biblic în cadrul mărturisirii. Și în acest loc, din lenevie sau poate din alt motiv, citează un verset care tradus incorrect ne dă impresia că tu te poți naște din nou. După care spune, prin puterea sa proprie, omul nu se poate naște din nou, nu se poate schimba. Nașterea din nou e lucrarea divină pe care o face Dumnezeu în viața păcătosului pentru a corespunde voinței sale. Sună bine. Dar, pentru ca un păcătos să fie născut din nou, el trebuie să se pocăiască și să creadă, adică să primească mântuirea prin har. Atunci, Dumnezeu face lucrarea nașterii din nou prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt. Și am ajuns la esența problemei. Am început cu o înțelegere inaptă a căderii în păcat și acum culegem roadele acestei înțelegeri subțire și incorrecte. Omul, spune mărturisirea cultului, se pocăiește și crede, apoi sau atunci Dumnezeu face lucrarea nașterii din nou. Astfel spus, regenerarea este o consecință a credinței și nu credința o consecință a regenerării. Întrebarea este, suntem născuți din nou pentru că am crezut sau am crezut pentru că am fost născuți din nou? Aici este toată problema, da? Aici ne separăm total de cultul baptist teologic vorbind. Felul în care răspunzi la această întrebare te poziționează într-o parte sau alta a Scripturii. Te poziționează cu Domnul Iisus sau cu farisei? Cu Pavel sau cu cei care credeau că există mântuire prin faptele legii? Te poziționează în istorie cu Augustin sau cu Pelagius? Cu Luther sau cu Erasmus? Cu Calvin sau cu Arminius? Dacă mergem pe linia istoriei până la Hristos, sunt oameni care s-au poziționat drept față de Scriptură și oameni care s-au poziționat eronat față de Scriptură. Ironia este că statutul cultului baptist spune în felul următor. Prin învățăturile biblice fundamentale, îmi place că le consideră fundamentale, baptiștii aparțin creștinismului istoric. Și acum să vedeți ce consideră ei fundamental pentru a aparține creștinismului istoric. Și anume, baptiștii susțin principiile reformei protestante. Și anume, sola scriptura, sola gratia, sola fidei, sola deo gloria și adaug eu pentru că au uitat dânsii solus Christus, da, doar în Hristos. În realitate, ceea ce am citit din mărturisirea de credință reprezintă prin această expunere antiteza reformei protestante. Bătălia în reforma protestantă a fost pe această temă. Crezi și după aia ești născut din nou sau ești născut din nou și ca atare crezi? Și toți reformatorii ar fi căzut pe partea corectă a Scripturii zicând că credința și pocăința este o consecință a regenerării care Dumnezeu o dă în dar. Cultul baptist suferă de o schizofrenie teologică. Ori nu au habar ce înseamnă doctrinele reformei, ori au habar, dar nu interesează și pot pune două lucruri total diferite, una în mărturisire și alta în statut. Un lucru este clar. Este imposibil la ora actuală să fii consecvent și să fii baptist în România.
De exemplu, pe tema perseverării, și dacă avem timp de seară, ne vom uita la acest lucru. În mărturisirea de credință spune că omul este păstrat în har, da? Până când el hotărăște să nu mai rămână în har. Și în momentul acela, el cade din har. Deși a crezut, deși a fost născut din nou, el cade din har și s-a terminat. Gata. În statut scrie că omul este păstrat în har de Dumnezeu până la capăt și că dacă omul nu perseverează până la capăt, este pentru că n-a fost născut vreodată din nou. Acum, dacă tu ești baptist în România, care o crezi? A doua, da? Doar că cultul baptist are o învățătură unitară. Este imposibil să fii consecvent și baptist la ora actuală și dacă crezi a doua, șansele sunt că vei sfârși cum am sfârșit și eu în afara cultului baptist. Prin nașterea din nou, citez în continuare din mărturisire, devenim moștenitori al lui Dumnezeu. Dreptul la moștenirea veșnică e pe baza înrudirii noastre cu Dumnezeu. Întrebarea este, cum ajung ca să fiu înrudit cu Dumnezeu? Eu hotărăsc că vreau ca să mă rudesc cu Dumnezeu? Sau El vine la orfelinatul acesta numit Pământul Căzut în Păcat și mă scoate de acolo și mă adoptă prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Haideți să interogăm puțin Scriptura, foarte telegrafic, pentru că timpul se înaintează foarte repede. Să interogăm împreună Scriptura, împreună cu mărturisirea noastră de credință a baptiștilor din 1689, pentru că baptismul românesc nu a început cu mărturisirea de credință care o are astăzi, nu a început cu înclinațiile acestea înspre libertatea omului. Mișcarea baptistă în România a fost o mișcare calvinistă. Misionari germani care au plantat biserici nemțești în România, după care au ajutat pe frați, pe convertiți români ca să studieze și să planteze biserici în limba română, care aveau și au adoptat un crez reformat, baptist reformat. În timp, acest crez a fost alterat, zic eu, de multe aspecte, printre care o adaptare la cultura și la religia ortodoxă, o adaptare la sistemul comunist, care avea tot felul de pretenții de la aceste biserici. Dar haideți să ne uităm la ceea ce spune foarte pe scurt mărturisirea de credință, dar mai important ceea ce spune Biblia despre aceste subiecte. Cineva l-a întrebat pe Spurgeon odată, a mers la Spurgeon pentru că se zbătea cu aceste teme a doctrinele Harului și spune lui Spurgeon: frate, am citit Biblia de 20 de ori în genunchi și n-am găsit nimic despre predestinare. N-am găsit nimic, frate, n-am. Și Spurgeon se uită la el și zice: măi, atunci mă mir că ai găsit ceva, punct. Dacă ai citit Biblia de 20 de ori și n-ai găsit nimic despre predestinare. Experiența asta ați avut-o mulți dintre voi și eu confrunt pe cei care ascultă. Dacă te afli într-o biserică baptistă de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani și este pentru prima dată când te zbați cu aceste probleme, problema nu e cu Biblia, problema e cu biserica ta și cu faptul că nu citești și nu studiezi Biblia. Oriunde deschizi Biblia, dacă vrei să fii onest, trebuie să te zbați cu aceste probleme. Faptul că aceste probleme nu sunt nici măcar tratate în mărturisirea de credință a cultului baptist arată starea scăzută spirituală în care se află cultul. N-a citit nimeni Efeseni 1, n-a citit nimeni Epistola către Romani, Coloseni, Isaia, Ezechiel, Geneza, n-a citit nimeni. Și dacă le-au citit și au o altă părere despre aceste teme, de ce nu sunt adresate? Pentru că cultul baptist le consideră învățături periculoase. De parcă ei ar avea autoritatea să ne spună ce din Scriptură este periculos și ce este ziditor. Toată Scriptura este ziditoare. Toată Scriptura este însuflată. Căderea în păcat. Căderea în păcat și libera voință sunt postamentul pe care trebuie construită Evanghelia, da?
Dacă nu suntem căzuți în păcat și dacă voința noastră nu este afectată, Evanghelia arată total diferit. Dar dacă suntem căzuți total în păcat și voința noastră este alterată, atunci Evanghelia arată total diferit. Da? De la divergența asta se nasc două Evanghelii și trebuie ca să fim siguri care dintre ele este din Sfânta Scriptură. Mărturisirea baptiștilor din 1689, cea de a doua de la Londra, spune în felul următor. Prin acest păcat, primii noștri părinți au căzut de la neprihănirea lor originară și de la părtășia cu Dumnezeu. Și noi în ei, de asemenea, noi am căzut împreună cu ei, făcând parte din aceeași rasă. Acest fapt a adus moartea asupra tuturor. Toți oamenii au devenit morți în păcat și stricați în totalitate, în toate facultățile și părțile sufletului și ale trupului. Da? Biblia ne arată acest lucru. În Roman 3:23, Apostolul Pavel spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și în Roman 5:12 ne arată că dovada acestui lucru este realitatea că fiecare dintre noi moare. Din momentul în care ne naștem, ne îndreptăm spre moarte. Și argumentul lui Pavel aici este, asta este dovadă că toți s-au născut păcătoși. De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Drept dovadă, zice Pavel, că toți sunt păcătoși, este faptul că toți mor. În Tit 1:15, Pavel spune, pentru cei curați, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea și conștiința le sunt pângărite. Ce vrea să spună Pavel? În credință și în curățenia care vine prin Hristos, da, totul este curat. Ce înseamnă asta, Pavel? Ce înseamnă că totul este curat? Și ce înseamnă că pentru cel necredincios nimic nu este curat? Foarte simplu. Cel credincios se poate bucura de lucrurile bune ale lui Dumnezeu în curățenie, da? Pentru că toată ființa lui este curățită. El se poate bucura, de exemplu, de un pahar de vin și nu este nicio problemă, nu este un păcat. Da? Nu este un păcat. Pentru el nu este un act de destrăbălare, nu este un act de idolatrie, el nu prețuiește vinul ăla mai mult decât îl prețuiește pe Dumnezeu. Este o bucurie că Dumnezeu i-a dat un pahar de vin. Sau un sandwich, da? Sau o mașină, sau o familie. Toate lucrurile sunt curate. Pentru cel necredincios, zice Pavel, nimic nu este curat. Cum, Pavel? Pentru că omul acela face lucrurile acelea necurate. Pentru că el este necurat. Și ia binecuvântările lui Dumnezeu și le murdărește cu păcatul lui. Atunci, paharul de vin devine necurat. Pâinea, mâncarea, familia, el face ca totul să fie necurat. De ce? Pentru că el este afectat în toate lucrurile care le gândește, care le simte și care le face cu necurățenia păcatului. Asta vrea să zică Pavel. Nu vrea să zică că omul credincios are doar lucruri curate și cel necredincios face doar prostii. El vrea să spune că același fapt și același gând săvârșit de două persoane diferite au două statuturi diferite. Unul de curățenie, unul de necurățenie. Geneza 6:5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai înspre rău. Tot timpul numai înspre rău. Fără excepție. Fiecare gând. Fiecare gând. Dar frate, da. Și când un om nenăscut din nou, de exemplu, are un gând de dragoste față de soția lui sau față de copilul lui, este un gând necurat? Da. Da. Pentru că omul nenăscut din nou nu este capabil să iubească așa cum îi cere Dumnezeu să iubească. Pentru că omul care nu cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, nu cunoaște ce este dragostea cu adevărat. Și pentru că chiar dragostea lui de semeni este contaminată de păcatul său. În Romani 3:10-19, Pavel face această pledoarie în care ne arată că suntem sub condamnarea păcatului. Și spune la un moment dat, de la versetul 9, ce urmează atunci?
Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Căci am acuzat mai dintâi pe toți, atât pe iudei cât și pe greci, că sunt sub păcat. După cum este scris, nu există niciun om drept, nici un om măcar. Nu există nici unul care să aibă pricepere. Nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. Și să clarificăm o dată pentru totdeauna. Că o să izbucnesc din fire dacă mai îmi spune cineva, din tot din adinsul. Nu scrie așa ceva în Sfânta Scriptură. Este o interpolare a lui Dumitru Cornilescu. Cum știm asta? Mai mult decât dincolo de certitudine, da? Citatul din Roman 3 este din Psalmul 14. În Psalmul 14 nu scrie din tot din adinsul, ci pur și simplu că oamenii s-au rătăcit, sunt sub condamnarea păcatului și nu-L caută pe Dumnezeu. Din tot din adinsul este explicația lui Cornilescu față de acest text. Biblia spune că niciun om, fără excepție, nu caută fața lui Dumnezeu. Caricatura asta care există, știi, oamenii pierduți prin lume, care îl tot caută pe Dumnezeu, Doamne, cum te pot găsi, cum pot ajunge în prezența Ta? Nu există așa ceva. Caricatura care se spune că omul, R.C. Sproul are această idee foarte frumoasă într-o carte de lui, că omul este mort în marea păcatului și se zbate acolo ca să stea cu capul deasupra apei și vine Dumnezeu și aruncă o frânghie și el se prinde de acea frânghie. Și Dumnezeu îl trage din marea păcatului și îl salvează. Nu există așa ceva. Sproul zice, imaginea este total alta. Omul este mort la fundul mării, incapabil să facă nimică, fără suflare. Și Dumnezeu plonjează din ceruri până la fundul mării și îl scoate de acolo și suflă viață în el și îl aduce la suprafață și îl ia cu el și îl mântuie. Știți ceva? Biblia ne arată că și dacă omul ar fi înotând deasupra apei, când Dumnezeu ar veni cu funia și ar arunca o să ne salveze, și ce-ar face omul? N-am nevoie de tine. Mă descurc eu. Drept dovadă sunt toate sistemele religioase care încearcă să ajungă la mântuire fără Dumnezeu. Omul nu-L caută pe Dumnezeu, omul nu vrea ca să fie în prezența lui Dumnezeu, nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, cu toți au devenit buni de nimic. Nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul le este un mormânt deschis, cu limbile lor ei înșală, sub buzele lor este venin de viperă, gura le este plină de blestem și amărăciune, picioarele lor se grăbesc să varse sânge, iar pe căile lor se află prăpădul și nenorocirea. Ei nu cunosc calea păcii, nu le este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Omul este căzut în păcat și este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Mărturisirea baptistă spune în felul următor, fiindcă ei sunt, Adam și Coeva, părinții rasei umane și întrucât prin hotărârea lui Dumnezeu ei reprezintă și stau în locul omenirii întregi. De aceea este drept că atunci când Dumnezeu a judecat pe Adam și pe Eva și a aruncat toată omenirea în păcat și ne-a lăsat să ieșim de sub autoritatea Lui și să intrăm sub autoritatea Satanei, de aceea este drept ca Dumnezeu să ne judece pe noi, pentru că Dumnezeu a hotărât că în acel moment Adam și cu Eva au reprezentat întreaga rasă umană. Ei au fost reprezentanții noștri. Noi în ei am păcătuit. Asta ne învață Scriptura. Vina păcatului a fost imputată și natura coruptă a fost transmisă întregii posterități, tuturor celor ce descind din ei în mod natural, adică prin naștere naturală. Descendenții lor sunt concepuți în păcat și sunt în mod natural copii ai mâniei, slujitori păcatului, supuși morții și tuturor celorlalte stricăciuni spirituale, temporale și veșnice. Din această stare ei pot fi eliberați doar de Domnul Iisus. În 1 Corinteni 15, în versetul 21 și 22, Apostolul Pavel sumarizează argumentul lui din Roman 5 în felul următor. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om. Așa cum în Adam toți mor,
La fel în Hristos toți vor fi înviați. Acum, întrebarea este pentru înțelegerea corectă acestui text și altora de la Apostolul Pavel, este cine a murit prin Adam? Toți sau unii? Toți. De ce? Pentru că toți au păcătuit, da? De ce au păcătuit toți? Pentru că sunt păcătoși, da? Cum au ajuns să fie păcătoși? S-au născut păcătoși, da? De ce s-au născut păcătoși? Pentru că Adam, când a păcătuit, da, am văzut mai înainte, când a păcătuit, a fost reprezentantul nostru. Da? Noi am fost reprezentați de Adam. Ca atare, ni s-a imputat natura lui păcătoasă și păcatul său. Da? Toți, fără excepție, suntem descendenții lui Adam. Fără excepție. Toți, ca atare, toți moștenim prin faptul că suntem oameni, suntem din aceeași rasă, prin naștere, natura și păcatul lui Adam. Întrebarea este, cine este viu prin Hristos? Toți sau unii? De ce? Cei care cred. Pavel spune, așa cum în Adam toți mor, la fel toți învie în Hristos. Și anume, toți cei ce sunt reprezentați prin Hristos, toți cei ce sunt născuți din Hristos, din Duhul lui Dumnezeu. Nu orice om care umblă astăzi pe fața pământului este descendentul spiritual al lui Hristos. Doar cei născuți prin moartea Domnului Iisus Hristos sunt copiii lui. Ceilalți, ne arată Scriptura, sunt copiii satanei. Ca atare, într-adevăr, în același fel cum toți cei născuți din Adam sunt condamnați pentru păcatul lui Adam, toți cei născuți din Hristos sunt aduși la viață și sunt mântuiți prin faptul că sunt reprezentați prin viața, moartea și învierii Domnului Iisus Hristos. Este o eroare fatală care duce doar la ideea de universalism. Să crezi că toți oamenii sunt cuprinși și reprezentați în Hristos fără excepții. Dar într-adevăr, toți oamenii fără discriminare, de rasă, de educație și așa mai departe, fac parte din mireasa lui Hristos. Dar nu toți fără excepție. Lucrul ăsta este clar prin faptul că majoritatea oamenilor mor necredincioși. Psalmul 51:5 spune, iată că sunt născut în nelegiuire. În păcat m-a zămislit mama mea. În Efeseni 2:3 Apostolul Pavel spune că și noi eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și noi eram copiii satanei. Și noi eram copii ai mâniei. De ce? Pentru că din fire ne-am născut așa. Mărturisirea continuă și spune, din această corupție originară, din cauza căreia suntem complet incapabili și inapti de a face binele, gata să ne opunem întotdeauna binelui și total înclinați spre orice rău, provin toate călcările de lege efective. Altfel spus, pentru că suntem păcătoși, păcătuim. Nu devenim păcătoși pentru că păcătuim, ci pentru că natura noastră este una păcătoasă. Pentru că ne-am născut într-o rasă păcătoasă, ajungem în mod efectiv și fără excepție să împlinim păcatul. Romani 8:7 spune, deoarece umblarea după firea pământească este dușmănia față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să o facă. Nu se poate supune. Nu este opțional. Domnul Iisus Hristos ne spune, de exemplu, în Matei 15:19, căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase și blasfemiile. Astea sunt în noi. Asta este firea noastră și din inimă ies aceste lucruri. Iacov 1:14-15, și fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă. Pofta aceea, firea aceasta pământească este noi, atras de propria lui poftă și momit. Atunci pofta concepe dând naștere la păcat, iar păcatul odată înfăptuit dă naștere la moarte. Toți au căzut în păcat,
Toți sunt sub osânda păcatului, toți au natura păcătoasă, toți sunt păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cum rămâne cu voința noastră? Este sau nu este ea afectată de căderea în păcat? Într-adevăr, omul a fost creat într-o stare de libertate și putere de alegere și de a acționa conform opțiunilor sale. Această voință care a avut-o Adam n-a fost forțată asupra lui, el a putut să aleagă în mod liber să săvârșească binele sau răul. Mărturisirea spune, în starea lui originară de inocență, omul a avut libertatea și puterea să voiască și să făptuiască ceea ce era bun și plăcut lui Dumnezeu. Dar a fost nestatornic, astfel încât putea cădea din această stare. Prin căderea în starea de păcat, omul a pierdut toată capacitatea voinței sale de a face binele spiritual care însoțește mântuirea. Astfel, omul firesc, fiind deja împotrivitor binelui și mort în păcat, nu este capabil prin puterea lui însuși să se convertească pe sine și nici să se pregătească pentru convertire, nici măcar să o dorească sau să o caute. Mărturisirea de credință spune că omul este incapabil prin propria lui voință să se pocăiască și să creadă în Domnul nostru Iisus Hristos. Și Biblia confirmă acest lucru. Roman 5, de la versetul 6, Apostolul Pavel spune în felul următor. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit, pentru cei neevlavioși. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă în timp ce eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. În Efeseni 2, de la 1 la 5, rămâne în continuare unul dintre preferatele mele pasaje, Apostolul Pavel descrie mântuirea noastră în termenii aceștia. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară urmărind căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Și cele mai minunate cuvinte care le poate auzi un om în această stare, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare datorită dragostei Lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. Apostolul Pavel vrea să fie cât se poate de clar. Pentru dragostea Lui cea mare, te-a adus El la viață împreună cu Hristos prin moartea Lui. Nu pentru că tu ai fost suficient de abil să te încrezi în El și să te pocăiești singur de păcatele tale. Nu pentru că tu ai făcut ceva care l-a obligat pe El să răspundă, ci pentru că El a făcut ceva care te-a obligat, dar ți-a făcut plăcerea mai mult să răspunzi, și anume te-a adus la viață prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. În Tit, capitolul 3, Apostolul Pavel spune în felul următor, căci noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, sclavi ai poftelor și ai diferitelor plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, dar tot accentul când este citit în alt context este pus aici, dragostea de oameni, dragostea de oameni, fratele meu, dacă numai asta vezi și nu vezi dragostea lui Hristos pentru tine, n-ai înțeles Evanghelia. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit. Însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat peste noi din belșug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca fiind îndreptățiți prin harul Lui, să putem deveni moștenitori având nădejdea vieții veșnice.
Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 6:44 în mod deosebit de clar: Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Voința noastră, la fel ca și celelalte aspecte ale vieții noastre, a fost spulberată prin păcatul lui Adam. Dar glorie fie lui Dumnezeu că El a câștigat totul pentru noi. Inclusiv o voință renoită, inclusiv credință și pocăință. Această seară, cu ajutorul Domnului, vrem să ne uităm în mod deosebit la nașterea din nou. Și să ne punem întrebarea în mod specific și să lămurim pentru noi dacă nașterea din nou sau credința vine prima dată. Altfel spus, dacă ne aflăm astăzi într-o stare de a fi mântuiți, salvați de Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu noi? Am crezut și El ne-a născut din nou datorită credinței noastre? Sau ne-a născut din nou și noi am crezut datorită regenerării care l-a făcut-o în viața noastră? Domnul să ne dea har până de seară, când vom fi din nou împreună cu ajutorul Lui și vom privi și acest aspect. Hai.